Și mi-ai zis la un moment dat, Andreea, trebuie să înțelegi foarte bine și să știi la ce te pricepi. Da. Cum ajungi? Adică, care este procesul tău, cum ajungi să știi la ce te pricepi? Că... Prin încercări. Adică, e clar, trebuie să încerci să vezi că... dacă te pricepi sau nu. Și la un moment dat, viața ți arată dacă te pricepi sau nu. Bine, sunt unii care rezistă într-o poziție de management mult timp fără să fie un manager bun, dar asta nu înseamnă neapărat că asta era ambiția mea. Pentru că, știi, pe de altă parte spui toate lucrurile astea pe care tu vorbești, anume, bă, eu nu sunt un om disciplinat. S-ar putea să nu fiu un lider informal foarte bun. Îți trebuie un pic de dialog tu cu tine, îți trebuie un pic de disponibilitate de a accepta că sunt anumite lucruri care ar putea intra în rolul tău, dar la care nu ești bun și la care trebuie să renunți. Da, dar asta e, eu o văd cumva normală treaba asta și o văd valabilă în cazul fiecărui antreprenor. Fiecare la un moment dat își dă seama dacă e mai bun la ceva sau mai puțin, dacă e mai creativ sau undeva o recunoaște deep inside, dar nu vrea să o recunoască public, nu vrea să-și expună vulnerabilitatea asta în fața organizației. În timp ce alții spun I'm happy cu mine așa cum sunt acum, mi-e clar că la asta sunt bun, încerc să-mi perfecționez mai degrabă zonele unde sunt bun decât să încerc să devin un zmeu în ceva ce nu sunt oricum bun și unde s-ar putea să depun efort degeaba ani de zile. Și atunci mai bine mă focusez pe punctele tari și pentru punctele sau pentru zonele care nu am competențe, nu am abilități, să încerc să găsesc partenerul potrivit, care are acele abilități. Este mult mai bine așa și echipa e mult mai puternică. Și mai ales dacă reglezi foarte clar rolul, așa cum spuneam de la început, și spui într-un parteneriat, uite, intrăm în acest parteneriat, dar nu te aștepta de la mine să fac asta sau asta și nici eu nu mă aștept de la tine ca tu să faci asta sau asta, atunci lucrurile funcționează. E ok. Altfel, încercând să le fac eu pe toate, da, știu clar că unele nu vor ieși.